Studiul mai arată că 6 din 10 femei care au avut de suferit din cauza violenței în familie nu au reclamat niciodată aceste cazuri, iar aproape o treime dintre tinerele intervievate au recunoscut că au fost agresate cel puțin o dată în viața de soț, partener sau un membru al familiei. Potrivit specialiștilor, majoritatea victimelor tolerează agresiunile an de rând. Este și cazul unei tinere care s-a adresat de curând la centrul La Strada pentru a beneficia de ajutor și consiliere juridică. A început să mă agreseze fizic chiar după ce am născut, verbal chiar și dinainte de naștere și nu am apelat nicăieri pentru că am fost amenințat că dacă o să apelez la instanțe sau dacă o să dau la divorț, o să fac tot posibilul să mi se ia copilul. An la rând, femeia a sperat că soțul își va schimba comportamentul, însă bătăile nu au contenit. Verbal? Nu, asta e o normă, ca să agreseze verbal și să înjosească, dar fizic așa, când se răbufnește. Dacă nu o să acționez acum când mă doare, o să răbd așa toată viața sau până poate să mă omoare. 65% dintre participanții la sondaj cred că cele mai expuse la violențe sunt familiile sărace, 20% consideră că mai vulnerabile sunt cuplurile înstărite, iar 13% cred că agresiunea este specifică tinerilor însurăței. La studiu au participat peste 600 de persoane cu vârsta între 15 și 35 de ani.